este jale pe câmpurile Buzăului. Seceta continuă să fie o problemă majoră pentru agricultori și pentru prima dată în ultimii 25 de ani, agricultorii au nevoie de apă pentru irigații în luna noiembrie. Din păcate, ANIF nu poate onora solicitările pentru că a încheiat campania de irigații, iar canalul de irigații a intrat în reabilitare. Pământul este tare, iar culturile însămânțate în această toamnă se usucă văzând cu ochii. În speranța că vor putea salvea recoltele, fermierii cer să le fie irigate pământurile, chiar dacă campania de irigații s-a încheiat la finalul lunii octombrie. ANIF Buzău a primit deja sute de solicitări în acest sens, însă, din păcate, pe 30 octombrie, odată cu încheierea campaniei de irigații, pe canalul vest au început lucrările programate încă din primăvară pentru această perioadă a anului. Din păcate, sunt solicitări din partea fermierilor pentru asigurarea apei de irigații, dar filiala Buzău este în imposibilitate de a asigura această apă, pentru că la acest moment canalul vest se află în reabilitare. Partea la toți fermierii sunt solicitări pentru a asigura această apă, dar, repet, canalul vest fiind în reabilitare, deci la acest moment se toarnă betoane, se decolmatează, se destupizează, se defrișează, se decolmatează sifoanele, nu putem asigura apa necesară pentru irigații. Solicitările pentru continuarea irigațiilor vin în contextul unei veri extrem de secetoase, în care ANIF abia de a putut face față cerințelor agricultorilor buzoieni. În ultimii 25 de ani este pentru prima dată când avem solicitări de apă în lunile octombrie, noiembrie, decembrie, dar sunt convins de faptul că în anul 2023, la acest moment, nu știu, noiembrie, decembrie, repet, 2023, se va iriga. Datorită acestui fenomen secetă care s-a instalat, suntem convinși de faptul că la anul vom avea solicitări de apă, inclusiv în lunile noiembrie și decembrie 2023. Și anul următor se anunță greu. Agricultorii deja au încheiat contracte multianuale, iar suprafața contractată până acum, pentru care ANIF trebuie să asigure apă, în 2023, este de 3 ori mai mare decât cea contractată în octombrie anul trecut. În plus, Claudiu Carpen este de părere că irigațiile, inclusiv în lunile noiembrie și decembrie, vor deveni un obicei. Datorită secetei a fost un an foarte greu, solicitările de apă au fost enorme. Este pentru prima dată când în acest an, 2022, am reușit să încheiem contracte pe suprafață irigabilă de 20.000 de hectare. Pentru 2023 estimăm că vom depăși această suprafață. Dar, repet, a fost foarte greu pentru că la un moment dat, efectiv, noi am pus canalele de irigație la dispoziția fermierilor. Practic, sabila de gardă noi am suspendat-o.